Clubul sportiv Plimo Psighetul Armației se pregătește de cel mai important meci al echipei de Under 19, care va participa mâine la barajul zonal al Campionatului Național de Republicani. Fotbaliștii de la ACS Plimo Psighet vor juca pe teren propriu contra celor de la ACS Meciahleul Piatra Neamț, meci disputat mâine de la ora 12. Mâine la ora 12 avem cu Ceahleul Piatra Neamț, la 19 la stadionul Solovan. În aceeași fază a competiției, deci pentru accederea în primele 8 echipe din țară. Un alt meci la fel de important este cel disputat de grupa Under 17, care va juca în deplasare la Ineu împotriva echipei locale. Plimo Psighet, în colaborare cu CIR Psighet, s-au înscris în Campionatul Național Republican de Junior, unde am reușit o performanță bună, zic eu, calificarea în primele 16 echipe din țară la ambele categorii de vârstă. La U17 fac deplasarea la Ineu, județul Arad, unde vor întâlni Academia din Ineu, o echipă foarte bine cotată. Ne jucăm șansa pentru accederea în primele 8 echipe din țară. Copiii sunt pregătiți bine, ce va fi vom vedea. Oricum, merită felicitați pentru tot efortul care l-au depus până acum. Obiectivul principal al echipei este să câștigăm, să putem trece de această fază eliminatorie și să putem ajunge cât mai sus. Încercăm să câștigăm această competiție și mergem să câștigăm acolo. Cât de pregătiți ați? Ne simțim foarte pregătiți, tot colectivul, suntem bine împreună, ne simțim bine pe teren și dorim să câștigăm. Despre adversari, ce ne poți spune? Întâlnim o echipă bună, dar în același timp cred că și noi suntem și mai buni decât ei și sperăm să câștigăm.